Campania de sterilizare gratuită pentru câinii comunitari și fără stăpân se derulează și în acest an. Costurile pentru această acțiune sunt suportate de o asociație de protecție animalelor din Germania, a cărui membrii fac muncă voluntară în adăpostul de câini al asociației Anima din Câmpul Lung. Vor fi sterilizate gratuit doar femelele care nu sunt de rasă. Pentru cele care sunt de rasă, se percep costurile aferente acestui serviciu. Intervenția este efectuată la un cabinet veterinar din Câmpul Lung. Există într-adevăr un program de sterilizare care se derulează de o perioadă destul de lungă de timp. Oamenii pot veni cu cățelele la castrat gratuit. Programul se adresează cățelușilor care nu sunt de rasă, de rasă comună, metis, și care au sau nu stăpân. Deci pot veni din orice comună, din orice localitate. Programul este de la 9 dimineața până la 13, în fiecare zi de luni până vineri. Este foarte important să nu le dea mâncare înainte de operație, ca să nu vomite, să le fie rău. Și cam atât. Restul detaliilor le discutăm cu fiecare în parte. Programul e susținut și suportat de o fundație din Germania. Sunt niște oameni care vor să mai stopeze înmulțirea asta necontrolată, sponsorizează cu... Și au venit oamenii cu câini? Au venit, să știți. E un ritm destul de constant, să zic așa, nu este coadă cum s-ar fi așteptat lumea, dar vin. Ritmul e să menține cam același. Suntem undeva în jur de 40 de cățele pe lună, cam așa. Vis-a-vis de cățelușele de rasă, castrarea la această categorie de căței este diferită. Deci nu pot intra în acest program, pentru că sunt animăluțe mai sensibile, se folosesc alte tipuri de anestezice, unii dintre ei au nevoie chiar și de analize înainte de operație, deci pentru ei e problema stăpânilor, deci nemții se implică numai în problema cățeilor comunitari, cum vă spuneam, și care nu sunt de rasă. Apropo, nu masculi, deci femele. Cei care sunt până într-un an de viață, e bine să aibă măcar un vaccin sau două, pentru că mulți dintre ei au o imunitate foarte scăzută în perioada asta și o anestezie generală poate să ducă în final și la o contaminare. Deci e bine să aibă un vaccin sau două polivalentă. În general, cei comunitari care nu au un vaccin, îi avertizăm pe stăpâni. Încercăm să-i vaccinăm înainte, măcar o doză, poate chiar două care înțeleg, și care nu își asumă acest risc. Altă soluție nu avem. Campania se desfășoară pe tot parcursul anului în funcție de fondurile alocate de către nemți.